Hello și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru, eu sunt Alexandra și astăzi, ce să vedeți, filmez din nou singură, mai puțin și se întoarce, nu știu, mai sunt, cred că 2 săptămâni, dar e ok, mai rezist. Astăzi voi filma un tag și anume retrospectiva unui an de pandemie. Am primit acest tag de la două fete foarte dragi mie, de la Angie. Are și un canal, Angelica Kish. Dacă nu o urmăriți, o să vă las linkul canalului în bara de descriere. Ea a fost prima care mi-a propus să fac acest clip și sunt foarte bucuroasă. Îți mulțumesc, Angie. Vă invit să mergeți să o urmăriți și pe ea pentru că are clipuri foarte interesante pe canalul ei. Angie, să știi că la tine am descoperit prima dată metoda KonMari. Este ceva care mă obsedează în ultima vreme. Am descoperit că există și pe Netflix un serial despre această metodă KonMari. A doua persoană care mi-a dat acest tag este Roxana, o fată tare dragă mie pe care o urmăresc de câteva luni bune, cred că de prin noiembrie, de când m-am apucat de YouTube. Are și un canal, o să vi-l las la fel în bara de descriere, se numește Roxana Alexandra. Ea postează tot felul de clipuri de la make-up, la hauluri alimentare, la produse favorite. Cred că am descoperit-o într-un clip în care făcea unboxing la cutia aceea de la Look Fantastic, dacă nu mă înșel. Oricum, o urmăresc cu drag și pe ea și pe Angie. O să vă las canalele lor în descriere pentru că sunt două fete tare dragi mie, dar persoana la care am văzut prima dată acest tag este Raluca, de la Acasă la Raluca. O să vă las și canalul ei în descriere. La fel, mergeți și la ea pentru că sigur o să vă placă, are clipuri de curățenie, hauluri alimentare, dar ceea ce o definește pe ea, cred eu, sunt acele clipuri de curățenie pentru că este o persoană care te poate motiva în orice clipă a zilei. Dacă ai de făcut curat în casă, mergi și uite-te la un clip de-al ei. Eu am urmărit toate cele 3 clipuri. Raluca stă în Anglia, în Londra, iar Roxana și Angie sunt din Germania. Bine, eu cred că tot anul trecut, de fapt, a fost resimțit într-un mod diferit de toată lumea, indiferent dacă locuiau în aceeași țară sau în același oraș, poate. Cred că fiecare a simțit diferit această pandemie. Așa că o să încep și eu cu întrebările. Și prima întrebare este, cum îți începeai anul 2020? Cu ce speranțe, planuri de viitor? Ei bine, cum începeam eu anul 2020? În prima luni din anul 2020 am fost la notar și am semnat actele pentru noul meu apartament, acesta în care stau acum. Și începeam foarte bine anul, pentru că aveam un job la care mergea din ce în ce mai bine. În luna ianuarie, ți minte, tocmai câștigasem angajatul lunii. Cine lucrează în hotel știe că este foarte greu să faci bugetul și să-l depășești în luna ianuarie, dar reușisem să fac acest lucru. Pe partea de carieră mergea foarte bine, era cea mai bună perioadă a mea. Urma, mi se oferise ocazia să plec pentru o lună, două, nu știu cât era nevoie, la Galați, să ajut la deschiderea a 2 hoteluri din lanțul Accor. Și eram foarte încântată de ceea ce urma să se întâmple. Cu Vicențiu, pentru că el nu este aici, cu Vicențiu noi avem un plan să mergem în martie în Grecia, să vizităm Atena, și în noiembrie, de ziua mea, vroiam să mergem la New York. Din păcate, niciuna dintre cele două vacanțe nu a avut loc. Dar vom vedea ce se întâmplă de acum încolo. A doua întrebare este, când a început nebunia și cum? Ei bine, pentru mine, în special, nebunia a început de prin februarie. Eu nu sunt o persoană care se uită la știri absolut deloc.
Și eu, prin februarie, eu lucrând în hotel, am început să primesc din ce mai multe anulări din Italia, pentru că aveam foarte multe grupuri de italieni. Am început să primesc anulări și nu înțelegeam ce se întâmplă. Ulterior, am început să urmărim și noi știrile și spun noi toate, eu și colegele mele, am început să urmărim știrile și am văzut ce se întâmplă și a fost așa un șoc, pentru că, da, nebunia, de fapt, în Europa a izbucnit în Italia. A fost o perioadă foarte urâtă, țin minte, în România încă eram ok și Italia era la pământ, adică, nu știu dacă țin eu bine minte, de pe 22 februarie a început nebunia în Italia și cum a început totul, eram într-o zi la muncă și vine doamna director și ne anunță: fetelor, să știți că s-a descoperit și primul caz în România. Ok, a apărut primul caz, acum ce facem? Să sperăm că nu o să crească de acum încolo, dar de la o zi la alta creșteau, știu că ajunseseră pe la 20 de cazuri în România și începeam așa ușor să ne panicăm, parcă ne bătea inima mai tare, nu știam cum să reacționăm. Speram totuși că e ceva care se va opri, dar nu. Pe data de 6 martie eu am fost ultima dată la job. Vicențiu abia se întorsese pe 8 martie, mi se pare că se întorsese din Anglia și îmi luasem o săptămână de concediu în care noi urma să mergem undeva pentru că veniseră și părinții lui în țară. Dar nu s-a mai întâmplat asta pentru că lumea a început să se agite din ce în ce mai mult și am decis să rămânem acasă. În acea săptămână, ce să vedeți, eu m-am îmbolnăvit. M-am îmbolnăvit atât de tare încât o săptămână am stat la pat. Nu puteam să vorbesc, nu puteam să mă mișc, mă durea tot corpul, aveam frisoane. Deja de la muncă mi se spunea să stau acasă, să mă duc la doctor, să văd ce se întâmplă, pentru că poate am luat și eu COVID, poate a venit Vicențiu cu COVID din Anglia, pentru că în Anglia deja creșteau cazurile. În zilele următoare am sunat la doctor, la medicul de familie mai exact, să mă ajute cu advenință pentru muncă, pentru că nu puteam să merg la muncă. Și doamna doctor a început să se crizeze la telefon. Era de înțeles, dar a avut așa o ieșire foarte ciudată și a început să țipe la mine că eu am COVID și că să nu mă duc la ea la cabinet, că o să îmbolnăvesc pe toată lumea. Am zis ok, nu mai am nevoie de nimic, e ok, stau acasă frumos, o să pierd, o să stau o săptămână fără salariu, nu era o problemă. Și cele 2 săptămâni de stat acasă s-au transformat într-un an de stat acasă, un an și ceva deja, pentru că în primele luni am început să lucrăm de acasă, nu știam ce se va întâmpla, era o nebunie totală, da, și cam așa a început. Întrebarea numărul 3. Prin câte lockdown-uri ai trecut? Pentru mine a fost unul singur. Sinceră să fiu, la știri nu mă uit, sunt desprinsă un pic de lumea în care trăim și nu mă interesează ce se întâmplă, chiar dacă eu sunt bine, cei apropiați mie sunt bine, nu mă interesează să știu ce se întâmplă în lume. Primul lockdown știu că a început pe 21 martie, cred, 21-22 martie, ceva de genul. Când ne-au închis în casă, perioadă care a durat până în mai. În România, față de alte țări, nu s-au mai impus așa restricții pentru toată țara după acea primă perioadă de carantinare. Acum, spre toamnă, au decis să închidă, să carantineze pe zone, nu pe țară. Și din fericire, unde am stat noi,
nu a fost carantină, am putut să ieșim în continuare. Da, totul a fost ok. Întrebarea numărul 4. Cum a arătat 2020 din locul unde trăiești? Restaurant, restricții, școală. Ei bine, în martie, când eu am aflat că pot să lucrez de acasă, am luat decizia să ne mutăm la curte, într-un sătuc, într-o localitate, la câțiva zeci de kilometri de București. În acea perioadă, începând cu luna martie, restaurantele, hotelurile, tot, absolut tot s-a închis. Mall-urile au rămas deschise doar centrele comerciale, nu știu, gen Carrefour, dar magazinele cu haine și așa erau închise. Au rămas deschise magazinele alimentare, școlile, bineînțeles că s-au închis, tot ce ține de școală a trecut în online și, ce mai spune, restricții. Restricțiile în primele luni, atunci martie, aprilie și început de mai, au fost... eram îngroziți, de fapt, noi, pentru că în România au scos armata în stradă, dacă vă aduceți aminte. Eram... nu știam dacă să râdem sau să plângem, așa ne simțeam. A fost o perioadă foarte ciudată, chiar foarte ciudată. Am urmărit știrile, zi de zi urmăream știrile să vedem ce se mai întâmplă, pentru că eram într-adevăr speriați. Dacă la început am luat așa ca pe o glumă, ca pe o, nu știu, ca pe ceva ușor, încet, încet am dat seama că este într-adevăr ceva serios și că ar trebui să ne gândim mai bine. Începuseră să apară cazuri și în acea localitate unde noi ne mutasem ca să scăpăm de agitația din București și era destul de urâțel. Ieșeam din casă o dată pe săptămână sau chiar la două săptămâni să ne facem cumpărături. În zona în care am stat noi n-a fost nicio criză din asta existențială, să rămânem fără hârtie igienică sau fără făină sau fără... Da, nu se găsea drojdie, dar se găsea pâine. Da, a fost ok. A fost ok. Față de alte țări, alte zone, noi am fost chiar ok. Și a fost bine că am stat la curte și am avut loc să ne desfășurăm, am avut unde să ieșim să ne aerisim creierii. Întrebarea numărul 5. Cum te-a afectat această perioadă la nivel emoțional, psihic și care au fost măsurile luate de tine pentru a face față greutăților? Cum a afectat această perioadă? La nivel psihic, nu știu cât de afectat am fost, dar la nivel fizic am fost afectată cu siguranță pentru că am luat kilograme în plus. Chiar dacă eu de la începutul perioadei am început să fac yoga, făceam yoga în fiecare zi pentru că îmi lipsea activitatea fizică de la muncă. Eu la muncă eram tot timpul pe fugă, eram tot timpul așa în 10 direcții. Eram obișnuită cu ritmul ăsta de viață alert. Când am ajuns acasă și am stat câteva săptămâni, deja începusem să am dureri de spate și am început să fac yoga, dar am fost afectată fizic pentru că am luat în greutate destul de multe kilograme. Emoțional, la început a fost ok. Cred că emoțional am fost afectată mai mult din cauza jobului, pentru că am stat așa, a fost o perioadă foarte stresantă, pentru că nu știam ce se va întâmpla. La un moment dat auzisem că mă vor trimite pe la Târgu Mureș să lucrez de acolo și eram un pic așa, nu știam ce se întâmplă cu mine. Întrebarea numărul 6. Într-un an atât de atipic, ai avut parte de o vacanță? Dacă da, unde și în ce condiții s-a desfășurat ea? Trebuia să avem două sau mai multe vacanțe, dar o vacanță în adevăratul sens al cuvântului nu am avut anul acesta.
Din fericire, am putut să plecăm în mai multe weekenduri la munte, am fost la mare, am fost de câteva ori cu cortul, lucruri pe care nu-l mai făcusem de foarte mult timp și mi-a plăcut foarte mult, chiar o să continuăm să mergem cu cortul. Am dormit și în mașină, am avut foarte multe aventuri cu Vicențiu, chiar a fost drăguț. Și am fost la pește foarte mult, am fost să pescuim prin toate locurile posibile și imposibile. Unde găseam o baltă, acolo mergeam să pescuim. A fost ok din punctul ăsta de vedere, chiar ne-am plimbat destul de mult după luna mai. Întrebarea numărul 7. După un an de pandemie, cum vezi lucrurile acum? M-aș fi gândit că după un an de zile se vor găsi soluții care să nu îngrădească atât de mult libertatea oamenilor, soluții prin care oamenii să poată să-și reia treptat activitatea, dar se pare că nu se mișcă nimic. Nimic. Mie mi se pare că suntem din ce în ce mai rău cu această pandemie, din ce în ce mai multe restricții, din ce în ce mai multe teste peste teste. Dacă ați văzut clipul pe care l-a făcut Vicențiu, e bine, te ia durerea de cap. Din ce în ce mai multe prostii. Nu știu cum stau ei acolo la birou și se gândesc așa, băi, ia să vedem ce să le mai băgăm în stura, cu ce să îi mai dăm așa peste cap, să le mai stricăm un pic viața, să-i mai stoarcem un pic de bani. Că de fapt despre asta e vorba, să stoarcă populația de bani. Chiar nu văd luminița din capătul tunelului, nu mi se arată mie. Nu știu unde este, o să o mai caut. Întrebarea numărul 8. Povestește puțin despre situația prezentă din locul în care trăiești. Școală, restaurante, viață socială, vaccin, lucra de acasă versus birou, etc. Situația de unde trăiesc eu. În prezent stau în București. Bucureștiul a intrat în zona roșie. Bine, restaurantele sunt închise la interior, dar la exterior terasele sunt deschise, dar mă bufnește așa un pic râsul pentru că sunt ținute deschise și la interior. Cine își permite le poate ține și la interior deschise, dacă știți la ce mă refer. Cine are pile și relații poate ține restaurantul deschis și la interior. Școală. Școală, nu prea știu foarte multe despre școală. Se face, din câte știu eu, din câte știam și auzisem, elevii din anii terminali, adică clasa 4, clasa 8, clasa 12, mă gândesc, sau nu știu dacă și cei de la 1-4 merg la școală fizic, oricum, clasa 5, 6, 7, 9, 10, 11, știu că făceau încă online. Nu prea știu foarte multe despre școală. Viața socială, nu știu dacă mai există în zile de astăzi. Lucrat de acasă versus birou. Eu nu mai lucrez momentan. Știu foarte multă lume care lucrează de la birou în zilele astea, chiar și în zonele roșii sau carantinate sau cum le numesc ei, lucrează de la birou. Sora mea, de exemplu, a lucrat de anul trecut din februarie până acum, ea a lucrat tot timpul de la birou. Întrebarea numărul 9. Numește 3 lucruri pozitive care s-au întâmplat datorită pandemiei. 3 lucruri pozitive. Păi e un lucru bun care s-a întâmplat. Sunt foarte puține lucrurile bune care s-au întâmplat, dar unul dintre ele este faptul că am petrecut mai mult timp cu Vicențiu pentru că noi ne vedeam foarte puțin în timpul anului. El era tot timpul plecat, România, Anglia, Anglia, România. Eu lucram foarte mult, așa că ne vedeam doar seara, câteva ore și în weekend ce mai petreceam împreună, dar acum chiar am petrecut foarte mult timp împreună. El n-a fost plecat din martie, de când s-a întors, până la sfârșit de august el n-a mai fost plecat.
Deci am stat non-stop unul cu altul și chiar ne-a prit. Chiar a fost ok perioada asta. Dacă pe unii i-a despărțit perioada pandemiei, pe noi ne-a apropiat foarte tare. Un alt lucru bun care s-a întâmplat este faptul că am început să fim mai chipzuiți, n-am mai cheltuit banii pe toate prostiile, pentru că cine mă cunoaște pe mine știe că eu eram în fiecare zi în mall, în fiecare zi la shopping, dacă nu în fiecare zi, sigur o dată la două zile eram în mall. Da, iar acum merg foarte rar, ceea ce este, mă bucură foarte tare. Da, deci n-am mai cheltuit atât de mulți bani și un alt lucru bun care ni s-a întâmplat este faptul că ne-am apucat de YouTube. Am mai vorbit despre asta și chiar sunt fericită că în sfârșit am avut timp să mă apuc să fac și chestia asta. Da, cam la asta m-am gândit eu. Au fost foarte puține lucruri pozitive anul trecut, dar bine, faptul că suntem sănătoși cu toții, în familie chiar n-am avut niciun caz, nici la mine în familie, nici la Vicențiu în familie, nimeni n-a prins acest virus. Întrebarea numărul 10, ce vei schimba la viața ta acum că privești lumea cu alți ochi? Cred că întrebarea trebuia să fie ce ai schimbat în perioada asta la viața ta. Nu știu dacă în continuare voi schimba ceva la viața mea, ce... Da, să privesc așa un pic cu alți ochi, adică să trăim mai mult în prezent, să ne bucurăm de libertatea asta pe care o avem, încă nu o avem, dar când o vom recăpăta, să ne bucurăm mult mai mult de libertate. Am învățat să mă bucur mult mai mult de natură, sunt fericită când plantez flori prin curte, când aranjez grădina. Un lucru pozitiv a fost faptul că ne-am ocupat în sfârșit de grădina de la țară și am reușit să facem o grădină foarte frumoasă. Avem o piscină acolo, este foarte drăguț. Nu mai am baterie la cameră, trebuie să fac încheierea. Da. Cam ăsta a fost clipul de astăzi. Sper că nu m-am lungit foarte mult. Eu văd că am filmat foarte mult. Sper să pot să tai, să-l fac cât mai scurt posibil. Ok, cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul nostru și noi ne vedem vineri cu un alt video. Ciao!